Bună tuturor, bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi am pentru voi un nou tutorial de machiaj. Mi-aș cerut să fac cât mai multe tutoriale, așa că de acum încolo vor veni mult mai multe. Ăsta este un look mai colorat, foarte sclipicios, care sper să vă placă. Puteți să-l folosiți la un bal, la o petrecere, unde doriți voi. Înainte să începem tutorialul, nu uitați să dați click pe acel clopoțel ca să primiți toate notificările atunci când eu postez un clip. Trebuie să mergeți la setări, pentru că s-a schimbat din nou schimbarea. Trebuie să setați acolo să primiți notificările la toate videoclipurile, nu ocazional. Bun, asta să verificați neapărat și vă aștept și pe Facebook și pe Instagram. Mă găsiți Mademoiselle Loren peste tot, așa că hai să începem. Ca și bază, am aplicat această bază de la Milani, o găsiți pe Makeup Shop. Apoi, vin cu acest fard lichid mat de la Oriflame, pe care am să-l pun ca și bază pe pleoapa inferioară și pe pleoapa superioară, până în pliu, astfel. Iau o pensulă Duo Fiber și amestec bine totul în pliu. Și astfel am o bază mult mai bună pentru parturile care urmează. Acum iau paleta Subculture și cu pensula 15 de la Bailey, am să iau nuanța asta Cube, pe care o pun aici în colțul intern și pe arcadă, aici sprinceană. Apoi, cu pensula 09, tot de la Bailey, iau nuanța asta New Wave. Încep de aici, de pe pleoapa inferioară, ca să trasez o linie, să am o direcție bună. Din locul de unde începe pliul, veți simți foarte ușor, pentru că este și structura osoasă aici. Prin mișcări circulare și de dus de vină, pun culoarea în pliu. Păstrez o formă rotundă, ca aici. Iau foarte puțin din nuanța Edge, pentru că am să fac ca aici un mini degrade și este o nuanță mai muștar călcuie, așa puțin, și am să pun aici la delimitare, o mână ușoară, nu exagerez. Acum, cu pensula numărul 11, iau nuanța Roxy, pe care o pun tot în pliu, dar mai jos puțin, astfel încât să fie un degrade frumos. Duc și pe pleoapa inferioară. Iau paleta Soft Glam și am să iau nuanța aceasta Mulberry, cu aceeași pensulă, pentru că este un roșu maroniu, perfect pentru pliul meu. Acum, trec tot la Subculture și am nuanța aceasta, All Stars, pe care o pun puțin mai jos. Iau o pensulă și mai precisă, numărul 26, aceeași nuanță. Pensula asta face minuni, pe cuvântul meu, e foarte, foarte bună. Am să iau acest fard lichid de la Oriflame, este o altă nuanță. Primul a fost Tender Brown și acesta este Gentle Beige. Sunt trei nuanțe disponibile și dacă vă place să vă machiați, vă recomand să le cumpărați, pentru că sunt foarte bune, sunt rezistente la apă și este o bază foarte, foarte bună pentru farduri, după cum ați putut să vedeți. Și eu acum am să fac un cut crease pentru acest glitter minunat. Și în loc să folosiți corector care va deveni lipicios, mai bine folosiți o astfel de bază, pentru că se usucă mat. Iau acest lipici de glitter și scripiciul ăsta minunat de la Glitter Injections. Prima dată voi aplica lipiciul direct cu această paletă. Tapotez un pic să nu fie prea mult și iau excesul. Ia uitați cât de superb este. Roz cu mov, cu argintiu, auriu, la o pensulă plată, pentru că produsul este cremos și, nu știu dacă puteți să vedeți, un pic prăfos. Tocmai de aceea se și recomandă aplicarea lipiciului înainte, dar este o cantitate generoasă de produs aici. Wow.
e superb. Și la ochiul celălalt am aplicat înainte un pigment și acum am uitat să-l aplic înainte. Dar nu e nicio problemă pentru că îl aplic acum. Acesta de la Neve Cosmetics, se numește Bubble Gum, e un roz foarte frumos și îl aplic aici în colțul intern. Acum iau două creioane de la Pupa, unul roz și unul albastru. Pe cel roz îl pun pe linia apei. Pe cel albastru îl pun la baza genelor. Iau acest far de la MAC, care se numește Sky, a fost o ediție limitată. Și iau aceste două nuanțe de albastru și fixez acel creion. Iau acest super tuș de la Sephora, Easy Blue se numește. Acum iau din nou acel albastru deschis cu o pensulă minusculă de detaliu, asta e numărul 19, și aplic aici în colțul intern, după care vin cu niște sclipici. Este cumpărat de pe internet, e albastru, dar un albastru cu irizații roz. Ia uitați ce superb e pigmentul și îl aplic aici. Și gata, asta e look-ul final. Acum iau tușul acesta lichid de la The Balm, Shrink se numește, și am să îmi corectez genele pentru că s-au făcut albastre înainte de aici. Un pic de rimel, ăsta e de la Pupa. Bun, sunt super mulțumită de ochi, dar la față mai avem puțin de lucrat. Și am să iau acest kit de la Makeup Forever, în colaborare cu Jessie J, și am să folosesc aceste două produse, conturul și blush-ul. Am să iau pensula de la Bailey pentru conturare, e numărul 127. Acum iau Drops of Glow de la The Body Shop și aplic aici pe sub iluminator. Și am să mă folosesc de aceste două pensule de la Bailey 07 și 09. Cu cea mică am să întind produsul lichid. Bineînțeles că o să iau iluminatorul I'm Crazy de la Anastasia. Și acum că tot sunt un glow, machiajul este gata. Pe buze am folosit un simplu gloss de la Nude Cosmetics, BB Natural Color. Se numește. Mie îmi place să aplic ceva mai soft, mai neutru pentru buze atunci când folosesc un astfel de machiaj. Are o mini nuanță de roz, dar mie îmi place tare mult cum se potrivește așa cu tot machiajul în sine. Acesta a fost look-ul, dragile mele. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like. Dacă mai vreți astfel de tutoriale de machiaj, scrieți-mi în secțiunea de comentarii ce culori să folosesc, pentru ce evenimente aveți nevoie. Știu, pentru bal trebuie neapărat să fac și pentru Valentine's Day, pentru că asta mi-ați cerut deja. Deci acelea două le-am reținut, așa că nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram, pe Facebook, ne vedem și pe Stories. Până data viitoare, fiți frumoase, pup! Pa, pa!